bună, bine ați venit la Craiova. Bine v-am regăsit. Astăzi ne aflăm la sediul Asociației Practicienilor de Reiki și Terapii Complementare din Craiova. Domnule Ovidiu Dragoș Arceșanu, cum este percepută în România această formă de vindecare numită Reiki și care este cadrul legislativ în care ea se mișcă? Există o lege care fundamentează terapiile alternative, dar din păcate nu are normele de aplicare. Adică tergiversează, cred că vreo 10 ani. Noi am încercat să facem asociație, am încercat să facem o fundație, special ca să realizăm un cadru legal de practica a Reiki-ului și mai ales a terapiilor alternative. Din păcate avem o grămadă de bețe în roate puse de unii și de alții, numai că știți cum e, orice lucru care e bun se face cu efortul. Percepția asupra terapiilor alternative a început să schimbe și asta pentru că oamenii au început să își dea seama că nu există cineva care să fie, cum să spun eu, deținătorul adevărurilor supreme. Și că adevărul regăsești și în hinduism, și în budism, și în mahomedanism, și în alte științe spirituale. Și la un moment dat, mergând pe o practică spirituală, ajungi la o limitare a ortodoxiei. Și nu e vorba de limita ortodoxiei propriu-zis, că ortodoxia este foarte complexă, cât la informația care se transmite de la cei care știu ortodoxie către oameni. Adică, știți, există multe lucruri pe care și preoții și cei care practică religia le știu, dar nu le transmit mai departe de teamă, în ghilimele, să nu-ți mintească oamenii. Că oamenii nu sunt pregătiți. Că oamenii nu sunt pregătiți. Nu e adevărat. Oamenii sunt pregătiți să primească orice informație și un copil care a crescut cu anumite adevăruri spirituale, că există Dumnezeu, că există reîncarnare, că trăiesc foarte bine și n-am nicio problemă să trăiască mai departe. Adică, eu nu cred că oamenii nu sunt pregătiți să primească informații care sunt, eu știu, atât de importante pentru cel sau. Ci tot ce nu ești pregătit să primești, o să refuzi din start și asta e. Deci, din perspectiva asta, Reiki-ul s-a răspândit numai pentru că oamenii au sesizat că nu există o contradicție între deci că tot universul ăsta este lumină, că vorbim despre lumina cristică, că vorbim despre energie din alte, nu există o diferență. Evident că se încearcă oarecum blamarea sistemelor de terapie, că sunt orientale, că sunt demonice, că tot așa. Numai că, știți, până și preoții care s-au înțelepțit, și mă refer la preoții cu nume și accept în cele din urmă că, știți, nu suntem noi deținătorii adevărului absolut și dacă și eu când mergeam în mănăstire aveam impresia că doar ortodoxia are pe Mihail și pe Gabriel, am descoperit că și franciscanii au acces la Mihail și Gabriel și catolicii au acces la Mihail și Gabriel și mai sunt și alții care au acces la Mihail și Gabriel și nu încearcă să iasă în evidență că vezi, Doamne, că ei sunt deținători adevărului suprem. Adică știți, când înveți ortodoxie și după aia te vezi cu, te lovești cu nasul de lume, cum am pățit eu, evident că și eu am crescut în ideea că ortodoxia este cireașa de pe tort, că e cel mai important lucru și e singurul și ultimul. E, când dai peste alții care au și aia acces și la îngeri și la arhangeli și la îți dai seama că nu e chiar așa și asta este, părerea mea, una dintre problemele care lovește ortodoxia prin faptul că are o suficiență. Eu am impresia că sunt ortodoxi și, Doamne, dacă suntem ortodoxi, gata, suntem mântuiți. Nu e adevărat. Ortodoxia, da, este o cale, e o cale minunată, dar faptul că ești ortodox nu înseamnă că te-ai mântuit, nu înseamnă că știi totul, nu înseamnă că ești cel mai bun, nu înseamnă că ești mai presus de alții, nu înseamnă că... Mie îmi place de ăștia, da, Doamne, la noi vine lumina la mormântul sfânt. Da, corect. Dar tu ce faci pentru asta? Lumina vine pentru Hristos, nu vine pentru tine, că ești tu ortodox. Da, mă scuzați lucrul acesta pentru că în străinătate acest sistem este practicat în spitale și se decontează chiar serviciile, da, respective. În Germania se decontează Reiki-ul, în Statele Unite sunt clinici întregi care practică Reiki-ul. Și se întâmplă, noi avem o problemă
inclusiv cu medicina românească. Bine, acum sunt tot mai mulți medici care și-au dat seama de limitele medicinii și încep să facă și ei reiki, că sunt chirurgi, că sunt psihiatri, că sunt de alte specialități, au început să practice și ei reiki pentru că și-au dat seama că există o limită a medicinii tradiționale care, mă rog, pe tine ca terapeut, ca medic, te oprește în a ajuta cu adevărat pacientul. Te limitează. Ei, și atunci încep să vină tot mai mulți medici către. Dar problema este că la noi încă sunt în frunte dinozaurii medicinii românești care sunt limitați la ce credeau ei despre medicină. Adică nu se poate. Deci avem... Vă dau un exemplu. Există o experiență, nu știu dacă parcă v-am vorbit la noastră emisiune peste ea, care demonstrează că boala este o problemă de informație și de câmp. Este o experiență pentru care s-a luat premiul Nobel. Deci e inadmisibil să vii în secolul 21 și să fii un, cum să spun eu, un titan al medicinii românești pe virusologie și să spui că, dom'le, trebuie neapărat să faci un vaccin ca să tratezi un copil. Adică asta e o tâmpenie de secolul 21. Adică, cum să zic eu, nu pot să dau la o parte toate experiențele care le-au făcut alții. Deci când se demonstrează foarte clar că boala e noțiune de câmp și nu de virus sau de bacterie și se ia premiul Nobel pentru asta, când se demonstrează clar principiul transferului de informație între organisme, da? Și vii tu să-mi spui că ce e aia ceacră și ce e aia câmp, înseamnă că ești chiar idiot. Și te mai afli, mai ești și profesor de medicină și mai te afli și în fruntea, nu știu care, institut de boli infecțioase. Adică la noi, până nu o să plece generația asta, până nu o să moară efectiv, deci nu vreau să fiu rău, dar ăștia sunt bătuți în cap și așa o să moară, nu se poate schimba nimic în medicina românească. Ori eu asta mi-am dorit să demonstrez, că există. Și eu am reușit. Și pentru cine vrea să demonstrez că există ideea de câmp, că există informația, că se poate trata prin energie, că se poate trata prin ceea ce se face. Deci, eu efectiv am încercat să fac asta. Că cineva nu vrea să citească și nu vrea să asculte, asta e problema lor. Dar, din perspectiva mea, nu avem decât să mergem să ne vedem la de oameni mai departe, pentru că, până la urmă, omul vine la tine pentru că are nevoie. Unde să ducă? Dacă trimit un om bolnav la biserică, spune, nu e de mine, e de medic. Dacă îl trimiți la medic, ridică, domnule, nu mai am nimic ce să-i fac. Și atunci unde să ducă? Și atunci, de obicei, la noi vin ultimele cazuri. Când ultima redută. Adică și unii și alții greșesc. Preoții greșesc. Dacă era Hristos și spunea lui leprosul, știi, hai, băști, că n-am ce să fac pentru tine, și orbului și ologului, păi ce sens mai avea venirea lui? Adică, dacă tu ca preot nu poți să ajuți omul, că și ei au har și ei au acces la lumină, dar nu știu să o folosească, dar nu lași nici pe alții. Ați văzut vreun preot care spune, hai că lucrăm pe... Nu. Toată lumea du-te la doctor sau du-te la psihiatrie, că asta e boală de medicină, nu-i de mine. Dacă Hristos zicea posedatului din cimitir, du-te la doctor, că e de psihiatrie, nu mai avea niciun creștinism. Pe atunci. Dar erau medici pe vremea. Erau, da. Erau medici pe vremea, erau medici grești pe vremea. Deci, automat, s-a produs o separație. Preoții nu mai văd partea de boală din om și nu mai tratează. Medicina are limitele ei din cauza, mă rog, sistemului în care se află. Și atunci, evident că există golul ăsta spiritual, adică golul, mă refer la tot ce ține de boală ca energie și ca spirit. Partea spirituală ar fi trebuit să fie preluată de preoți, nu? Și atunci aici intervenim noi, cei care avem cât de cât cunoaștere. Mă bucur că ați atins un punct nevralgic, pentru că sunt oameni în stradă care manifestă împotriva vaccinării și deja ați dat un răspuns despre ceea ce se întâmplă. Ideea este în felul următor. Eu să știți că nu sunt împotriva vaccinării, nu sunt pentru vaccinare, dar sunt pentru ca fiecare părinte să accepte sau nu să fie vaccinat copilului. Și o să vă spun de ce. La un moment dat se punea problema vaccinării HPV și am văzut, se întâmplă următorul fenomen. Sunt femei care sunt predispuse să facă cancer de col uterin și asta nu din cauza HPV-ului. Este din cauza faptului că ele au valori mici din punct de vedere vibrațional, din punct de vedere al luminii interioare, din punct de vedere spiritual.
Corect. De ce? Pentru că și în lumea asta a noastră există o ierarhizare în funcție de locul de unde vine un om. Bun. E firesc ca pe oamenii care au probleme karmice, care sunt mai sensibili. Pentru că, știți, am citit la un moment dat o carte când eram eu mai la începuturile vieții mele pe planeta asta. Era, mi se pare, carte de la San Michele. Și era vorba de un doctor care a trecut prin ciumă, prin holeră, prin două războaie și a supraviețuit. Și nu s-a lipit nimic. Și nu s-a lipit nimic. Ce se întâmplă? Cum deci? Mi-a trebuit mult timp să-mi dau seama că tu trebuie să ai o anumită vibrație, că de la o anumită vibrație încolo nu se-mi lipește nicio boală de tine, pentru că problema nu este de virus, ci de câmp. Câmpul care produce boala respectivă. Virusul e o părticică. Dar ceea ce produce boala este câmpul. Virusul poate să stea în stare latentă zeci de ani și nu se întâmplă nimic. A, când apare câmpul, permite dezvoltarea virusului. Și atunci câmpul ăsta apare la persoane care au, sunt imunodepresați, deci au probleme de imunitate, care au probleme karmice, au energia mai joasă, sunt mai telurici, au, mă rog, karme de neam, de familie. Și atunci am zis, da, domnule, bun, deci sunt oameni care sunt mai sensibili din punct de vedere energetic la virusul respectiv, la boala respectivă și sunt oameni care n-au nicio treabă. Și atunci de ce să-i vaccinez pe tot? Cine poate să decide asta? Nu pot să decid eu, statul, pentru un copil să decide. Că nu e copilul tău, nu l-ai făcut tu, e al lui Dumnezeu, nu e al statului. E al părinților, ei au... Bun, și atunci e firesc ca fiecare părinte să poată să-și asume treaba asta. Acum nu, dacă unul o să moară că n-a fost de acord părintele, nu poți să spui că e de vină părintele, pentru că până la urmă, să fim serioși. Știți, la un moment dat se punea problema eutanasiei. Și am fost întrebat ce păream despre eutanasie. Dom'le, nu sunt de acord să-ți iei viața. Dom'le, dar sunt de acord să-mi dau voie, să am voie să-mi întrerup aparatele. Pentru că aparatele nu sunt Dumnezeu. Deci corpul meu a fost făcut într-un fel. Dom'le, dacă ăsta nu mai merge, nu e voie să a fost shutdown. Adică nu mi se pare corect ca un om să țină fie ținut la aparate împotriva voinței lui. Și sufletul se eliberează. Și sufletul se eliberează, corpul ăsta e creat de Dumnezeu. Deci limita asta, limita dintre Dumnezeu și noi este, dom'le, dacă corpul vrea, Dumnezeu vrea că corpul meu să merge. Dar dacă tu intervii și mă ții pe aparate, aia nu mai era Dumnezeu, e de la voința ta, ca om. Și atunci, eu sunt absolut de acord ca un om să poată să zică, nu, domnule, mie vreau să-mi închizi aparatul, că vreau să plec. Adică nu mă ții, cât? 20 de ani pe aparate, că vrei tu și ți se pare că e păcat? Exact cum nu sunt de acord că ai să ai voie să spui că vrei să fie eutanasiat pentru că te doare, pentru că ți-e rău, pentru că... Nici nu sunt de acord. Am văzut. Dar și aici e o întreagă poveste, că nimeni n-a trecut prin durerea unui bolnav de cancer de fază terminală sau, eu știu, printr-o nevralgie de gemen, să înseamnă să vadă ce înseamnă să-ți vină să te arunci de la etaj. Așa că e destul de complicat. Dar din perspectiva omului care vrea să se închide de la aparat, eu sunt absolut de acord. Ei, în ceea ce privește partea de vaccinare, nu toți copiii, pe mine mă enervează când se prinde întrebarea asta, a mai murit un copil de, să fim serioși, mor copiii pe lumea asta, așa, nu e o nenorocire. De murit tot trebuie să murim. Deci nu e o nenorocire că mai moare un copil. Extraordinar. Se nasc alții. Din perspectiva mea e mult mai periculos să dăm naștere unor copii care să fie foarte sensibili din punct de vedere genetic, din punct de vedere să ținem în viață absolut orice copil sau doar pentru că așa ne impun alții. Nu. Eu cred că trebuie să existe o selecție naturală. Deci trebuie să existe o selecțiune în toată treaba asta. Deci trebuie să existe o cale de mijloc. Adică, bun, putem să spunem la un moment dat, ăsta ar trebui vaccinat că e mai sensibil, se pot face niște teste, da, ăsta ar trebui vaccinat că e mult mai sensibil la o asemenea virus. Asta n-are nimic, puteți să, vorba aia sunt aia care mănâncă de pe jos și n-au nimic. Deci n-ai rost să vaccinezi pentru orice. Și plus că, să fim serioși, câți dintre noi n-am făcut boile copilăriei? Noi am trecut prin ele. Și era o formă de, vorba aia, ne punea, cine a făcut ăsta? Pac, tot blocul, hai stați și luați toți ca să scăpăm de o grijă.
Adică să fim serioși. Am vorbit despre vindecare, sistemul Reiki, ce boli? Pe ce se pretează, practic? Ce vindecă această energie? De secundă, problema de Reiki nu este... Deci Reiki este o formă de transmitere a energiei sau o formă prin care se suplinește o lipsă a unui om. Deci e o formă de echilibrare energetică. Reiki, propriu zis, nu pune problema să vindece ceva. De ce? Pentru că nu există boli. Există bolnavi. Deci problema nu este deci din perspectiva Reiki-ului, noi nu ne gândim la boala asta. Noi nu vindecăm un cancer. Așa se discută, știi, cancerul din rezerva nu știu care. Noi nu discutăm din perspectiva unui bol. Noi vorbim de persoane. Adică omul ăla are cancer. Da? Pe mine mă interesează omul, nu cancerul. Eu știu că boala aia se grefează pe o anumită problemă a omului respectiv. Noi dăm, susținem energetic un om și încercăm să dăm de cauza care a adus la apariția cancerului. Noi nu lucrăm pe cancer. Noi lucrăm pe om. Noi dăm lumină și energie omului. Noi încercăm să scoatem la suprafață problemele omului pe care s-a grefat cancerul. Deci, pe mine nu mă interesează boala omului. Eu spun la început, dacă ați venit să vă vindec, nu e treaba mea. Treaba mea este să ajut omul să-și conștientizeze problemele. Pentru că ce se întâmplă cu orice boală? Boala e o energie. O energie și o informație. Energia asta și informația, mă rog, are o trinitate, energie, informație, spre ei, da? Se grefează pe o problemă din omul respectiv. Și atunci pe mine nu mă interesează să mă bat și boala, pentru că le și explic bolnavilor de cancer. Tu, dacă eu am auzit-o pe asta cu domnule, a pierdut lupta cu cancerul. Domnule, dacă ai început să lupți cu cancerul, oricum pierzi. Pentru că a lupta cu cancerul presupune că lupt cu toată energia creată de boile de cancer vreodată pe planeta asta. Oricum pierd. Și atunci soluția mea nu este să mă lupt cu cancerul, care e mult mai mare decât mine. Soluția mea este să mă duc către lumină. Dacă eu mă alipez de lumină și încerc să le explic asta, doamne, dacă eu sunt în mijlocul pădurii și în întuneric, da? Și am un foc și se stinge focul, ce se întâmplă? Te papă lupul. Și atunci soluția nu este să mă bat cu lupii, că mă papă. Soluția este să-mi aprind focul interior, lumina interioară, vibrația. Și în momentul în care focul ăsta, care e sufletul, care e Dumnezeu din noi, crește și crește ca vibrație și crește lumina asta interioară, în momentul respectiv bolile se dau la o parte, pentru că ele nu rezistă în fața vibrației. Orice boală este o chestie de vibrație. Pe asta se bazează inclusiv toate formele de terapie. Că e homeopatie, care folosește diluții. Sunt flăcări, să știți. Sunt energii interioare eliberate. Toate remediile homeopate sunt, de fapt, energii, lumină, de diverse vibrații. Meloterapia este o formă de creștere a vibrației. Terapia cu culori. Toate sunt forme, de fapt, de creștere a vibrației. Inclusiv regimuri alimentare bazate pe lipsă de proteine animale. Sunt forme, sau hrana vie, sunt forme de creștere a luminii interioare. Crescând lumina interioară, crește vibrația, deci automat nu se mai lipește de tine boala. Asta este soluția și în cazul copiilor. Pe mine mă interesează să-i vaccinez pe toți copiii. Pe mine mă interesează să le creez vibrația interioară, astfel încât să nu se mai îmbolnăvească. Deci aia e mai important. În perspectivă, să selectezi. Deci dacă mă interesează cu adevărat genomul, poporul ăsta, pe mine mă interesează să selectez niște gene, niște oameni, niște copii care să fie cu adevărat, să nu mai fie sensibili la boilele respective. Deci se poate selecta așa ceva. Soluția nu este să-i vaccineze toate boilele care o să apară, ci să le cresc imunitatea și vibrația în așa fel încât să nu facă orice boală ar veni peste ei. Mă rog, și atunci pe mine nu mă interesează propriu-zis să discut despre boala lui, ci de modalitatea prin care el poate să-și crească vibrația. Sistemul, schimbarea sistemului de valori, schimbarea sistemului de gândire, mă refer la gândirea pozitivă, ca să zic așa, sacralizarea vieții lui. Deci sacralizarea vieții, să nu credeți că sacralizarea vieții lui înseamnă să te ia toată ziua cu capul de icoană. Orice act poate să fie transformat într-un act sacru. Știți că și sexul poate să fie transformat într-un act sacru? Deosebirea între dragoste și sex îl face existența divinității în actul sexual. Când participă și chakra inimii, deci există iubirea, atunci e și Dumnezeu acolo. Când participă doar primele două, nu mai e Dumnezeu. Și asta e tot.
Deci sacralizarea actului sexual duce inclusiv la creșterea energiei interioare. Și atunci, alimentație, gândire, muzică, locul în care dormi, feng shui, toate sunt de fapt forme de creștere a vibrației interioare. Pe mine asta mă interesează. Plus, iertarea. Iertarea. Aia e dezastru. Deci marea majoritate a oamenilor care au probleme mari de sănătate, au probleme de iertare. Că sunt de acum, că sunt de altă dată, că sunt karmice, că sunt de neam, că sunt personale. Problema e iertarea. A lor și a altora pe ei. Și aici intervine, evident, munca personală. Ați vorbit despre cauze. Cum ajungeți la cauza omului? De exemplu, un cancer. Știu că întotdeauna cancerul se grefează pe neiertări. Deci cancerul, clar, are legătură cu neiertarea. Pe ei înșiși, pe alții, pe faptul că s-au născut femei, pe bărbați, pe ceva. Și, bine, acum am devenit un intuitiv. Înainte măsuram la diestezii să vezi unde e. Și la un moment dat descoperi chiar de unde a plecat toată problema cu neiertarea. Deci până la nivelul la care, de unde a plecat neiertarea în locul respectiv. Mulți nu înțeleg de ce trăiesc. Mulți nu iubesc viața. Mulți, la nivel interior, eu știu, consideră că nu merită să trăiești. Sunt mulți care, cum să zic eu, au impresia că universul sau lumea le datorează cineva ceva. Adică, eu am observat că de obicei cancerul ăsta se grefează pe oameni care nu știu să-și prețuiască viața, lumea, corpul, sexualitatea, feminitatea, diverse. Și atunci, găsirea cauzelor îi face să se schimbe. Problemele mari apar când e vorba de cancere care sunt karmice, deci când sunt plăți karmice mari de tot. Adică sunt și așa ceva. Deci oameni care, mă rog, au făcut probleme mari umanității în trecut, atunci astea nu sunt vindecabile din perspectiva mea. N-am văzut. Deci până și aici poți să-ți dai seama dacă un om poate sau nu să treacă peste hobul respectiv, pentru că una este dacă el nu vrea să trăiască și boala, deci cancerul poate să apară cu o formă de boală autoimună, și alta este dacă are de plătit, eu știu, niște crime din alte vieți. Aflăm astăzi despre o nouă energie a Pământului, despre o schimbare energetică. În acest context, cum ne afectează fizic și emoțional? Pentru că peste tot se vorbește, Pământul trece în dimensiunea a cincea. Ce înseamnă lucrul acesta? Bun, haideți să vă explic. Există o masă critică a Pământului. Masa asta critică nu înseamnă neapărat un anumit număr de oameni, ci cantitatea și calitatea energiei oamenilor care o au să fie în, să zic eu, în contrabalans mult mai mare decât cea a celor pe care nu îi interesează evoluția spirituală. Adică principiul este următorul. Se spune, unde e un sfânt sunt 16 legiuni de dragi. Știți că așa se zice în mănăstire. Și pe vremea părintele Argatu, deci când mergeam acolo, stăteam de vorbă cu călugării și nu toți erau de acord. Și mulți erau foarte supărați pe el pentru că... Și ziceam, de ce vă supără? Că el e un om bun, e un sfânt. Zice, da, el este, dar toți demonii care sunt în jurul lui ne chinuie pe noi, pe restul. Înțelegeți? Așa că problema evoluției spirituale este că evoluția ta spirituală îi afectează pe toți ceilalți. Deci dacă tu crești ca și vârf, la un moment dat mi-a atras atenția un preot. Mi-a zis, bine, eram în terapie atunci și în terapie eram mai luminos așa. Acum nu mai fac așa. Și mi-a zis, știi, dacă stai așa în lumină, o să-i lovești pe toți cei din jur. De ce? Pentru că se produce polarizare. Când se polarizează lumina într-un loc, evident, întunericul se polarizează în partea cealaltă. Unde? În jur. Și atunci îi bubui pe toți cei din jur. Ca să nu-i bubui pe cei din jur, trebuie să cobori ca vibrație. Nu poți să nu stai tot timpul la potențialul tău maxim de lumină. Trebuie să stai așa, mai ca un om obișnuit. Pentru că altfel polaritatea asta
face să apară rău în jurul tău. De-aia unii preoți au probleme în familie, că îl fac de anumite slujbe. De-aia alți anumiți preoți au probleme, pentru că ei cresc foarte mult și atunci rău se polarizează în cei apropiați ție. Și prieteni, și toți cei din jur, în vecini. Și atunci e foarte bine să te urci, faci terapie perfect, dar după aia cobori la un nivel normal ca să nu-i afectezi pe ceilalți. Ei, apropo de trecerea asta nouă, deci în momentul în care se creează un anumit număr de spirite care au ajuns la un anumit nivel spiritual, e ca, știți cum e? Mai țineți minte că erau niște statistici apropo de școli, da? De clase. Păi dacă în clasa, nu știu care, erau 1 de 10, 3 de 9, 7 de 8, 5 de 6, atunci școala era, clasa era considerată bună, nu? Da. Bun, așa e și planeta asta. Dacă planeta asta dă la un moment dat anumiți oameni de anumite lumini interioare, cu anumit potențial, cu anumită putere, cu anumită energie și vibrație, automat planeta asta intră în altă clasă. E ca și cum dintr-o pepinieră, adică dintr-o herghelie, mi-a ieșit 10 cai de curse, nu? 10 cai care au premii. Evident că herghelia aia va fi mult mai bine cotată, nu? Cam așa e cu planeta Pământ. Ea nu înseamnă că se mută din dimensiunea asta în dimensiunea ailaltă. Înseamnă că această planetă are capacitatea de a duce spirite de la nivelul ăla la nivelul ăla. Masa. Ce înseamnă că o planetă trece în dimensiunea 5-a? Înseamnă că sunt destule spirite care au trecut în multe alte dimensiuni și atunci toate spiritele de pe planetă sunt pregătite să meargă în dimensiunea 5-a. Ceea ce e puțin probabil, nu cred că vor chinezii toți să meargă în dimensiunea 5-a. Dar mă rog, așa se vorbește. Oricum, toată planeta la un moment dat trebuie să se schimbe. Și schimbându-se, o să vezi că o să plece tot felul de indivizi care nu reușesc să se schimbe. Da, am văzut că 3-4 steaguri pe biserică, pe poarta la biserică. Pentru că nu pot să se adapteze noilor cerințe. Oamenii nu vor să schimbe, oamenii vor să rămână cum vor ei. Oamenii au sunt de o anumită structură. Nu sunt de o anumită structură. Deci, și vreau să spun că schimbarea asta duce la schimbarea în tuturor lucrurilor, de la regim alimentar, la îmbrăcăminte, la absolut orice. Și nu se mai poate altfel. Adică, vreau să spun ceva, noi trebuie să ne gândim că nu trăim singuri în universul ăsta. Și ne trăim singuri, tot ce facem noi afectează toate celelalte universuri, toate celelalte planete. Nu avem impresie, dar să știți că în univers, dincolo de, cum să zicem, în afara planetei, gândul circulă foarte ușor și pe ei deranjează tot ce gândim noi prost. Îi afectează, evident. Și atunci, automat, se întreabă lumea de ce se bagă extraterestri. Păi normal că se bagă. Păi dacă dumneavoastră, la ei problema, la noi limbajul e prin comunicare verbală. La ei e pe bază de gândire. Dacă dumneavoastră ați auzit în fiecare zi pe vecinul, înjurând, băgându-și, trăgându-și, făcându-și, luați-a și nu mai știu eu ce, n-ați schimbat poliția? Corect. Perfect. Dar ei, la care limbajul este mental și este telepatic și aud gândurile noastre, nu credeți că sunt sătuși și ei de gândurile noastre? Noi avem impresia că gândurile noastre nu se aud. Le știm numai noi. Nu! Ei îi afectează. Și atunci evident că, să știți că este creată acum o barieră în jurul Pământului, energetică special, ca să nu mai iasă din gândurile noastre în univers. În universul material, pentru că îi deranjează. Și de asta, părerea mea e că intervin foarte serios în tot ce înseamnă guverne și... Pentru că nu se mai poate. Îi deranjăm pe ei. Deci nu mai ai voie, așa cum la noi, nu ai voie să faci tot ce vrei pentru că te reclamă vecinii, la fel nici planeta voastră, nu este în singurul universul ăsta. Există ordine, niște legi. Există niște legi și în universul material. Și atunci dacă noi cu gândurile noastre și cu acțiunile noastre îi deranjăm pe ei, dar aveți impresia, dacă tu ești sensibil emoțional, nu o să simți că mor nu știu câte miliarde de oameni sau nu știu câte milioane de copii sau sute de mii de copii în fiecare zi prin Africa. Simți. Evident că simți. Normal că nu le convine. Pentru că ei simt durerea. La fel, repet, dacă tu ai stat lângă un abator și ai auzit toată ziua 3000 de porci guițând că mor, nu te-ai săturat. Așa e.
Ies astăzi la suprafață tot felul de traume. De ce lucrurile acestea? Pentru că, haideți să vă explic, egregorul sau subconștientul colectiv al unui popor este dat de suma subconștientelor tuturor oamenilor. Bun, curățarea subconștientului de grup al poporului ăsta, deci, cum să zic eu, schimbarea acestui popor nu se poate face, deci, știți cum, vârfurile noastre nu pot să apară decât în măsura în care se schimbă întregul popor. Ca poporul român să se schimbe, trebuie să elibereze punga asta de puroi care se află la nivel de subconștient al poporului și personal. Și atunci, vrem, nu vrem, se pune o presiune pe schimbarea noastră și de către Sfinții acestui neam și de Dumnezeu și de toată lumea. Și atunci, automat, curățarea subconștientului de grup nu se poate face decât prin curățarea subconștientului personal. Și ne ies la suprafață toate bubele. De ce? Să le curățăm. Aceste bube sunt în câmpul energetic. Toate bubele noastre sunt în câmpul energetic. Toate bubele noastre sunt în subconștientul de grup. Deci ceea ce am eu greșit în mine nu mă afectează numai pe mine. Afectează tot neamul. Și atunci, evident că vine peste tine bubuiala ca să te schimbi. Pentru că stai un pic, dar până când? Adică să nu creadă cineva că dacă eu am bubele mele în cap, nu, cum să spun eu, nu deranjesc pe nimeni. Ba da, toți suntem în unul. Noi toți ca neam suntem în unul. Suntem un întreg. Și vrem, nu vrem, ne afectează toate problemele celorlalți. Ei, și acum apar bubuile. De ce? Pentru că omul nu înțelege de bună băie. Și atunci vine bubuia la bang, nu înțelegi, vine prima oară soft. Prima oară. Și după aia când îți vine ca lumea. Și încep să te schimbi. Și nu se poate face altfel. Deci ori curățarea, ori eliminarea, practic. Deci, da, nu există alte soluții. Și, dar să știți că Dumnezeu e bun. Deci El îți dă posibilitatea să te schimbi foarte mult. Deci câteodată am impresia că e mult prea îngăduitor. Și după aia când vede că nu și nu, punct. Am observat în ziua de astăzi că ceea ce gândim dimineața poate să se împlinească seara mult mai repede. Gândurile sunt puse în practică. Ce gândim, ce simțim, tot din cauza accelerării a timpului sau din ce cauză? Nu. Eu nu cred că se accelerează timpul. Cred că suntem grăbiți un pic pentru că nu se mai poate și am ajuns așa la o formă de saturație de la un moment în care chiar nu se mai poate ori hăiți orice. Ori ne autodistrugem, ori evoluăm din punct de vedere spiritual. Și atunci, ca să nu ne autodistrugem, suntem puțin grăbiți ca să evoluăm. Eu, sincer, am impresia că în perioada asta, accelerarea asta nu face altceva decât să ne ajute să evoluăm mai repede. Adică să ne schimbăm mai repede, să înțelegem mai repede, automat. Și mai e o chestie. Apropo de lideri. Liderii politici sunt rezultatul acestui neam. Și atunci degeaba ne supărăm. Ei sunt acolo pentru că noi suntem într-un anume fel. În momentul în care noi o să fim ok, o să avem lideri politici ok. Degeaba țipă lumea. Gândiți-vă că lumea a ieșit, a votat sau n-a votat și s-a născut ceea ce avem. Da? Guvernul care avem, parlamentul care avem. Degeaba se supără. Indiferent cine este în stradă, este rezultatul acestui popor. Degeaba ar trebui să ne vedem și noi bubele noastre din cap și să înțelegem că ăștia suntem. Și că soluția nu este. Degeaba îi dăm jos pe ei, pentru că o să vină alții la fel. De ce? Pentru că nu s-a schimbat talpa țării. Deci schimbarea vârfurilor se produce cu schimbarea bazei, nu cu schimbarea vârfurilor. Deci schimbarea, cum să spun eu, degeaba schimbi un guvern într-un popor care e el compromis, e el cu probleme și nu și l-a rezolvat. O să vină alt guvern, alt parlament cu aceleași probleme. Ca să se schimbe cei de sus, trebuie să schimbăm, să ne schimbăm noi cei de jos. De-abia după aia apar vârfurile care într-adevăr să ne reprezinte din punct de vedere, eu știu, politic sau ce a fost România odată. Toată lumea asta în care trăim, avem vești de războaie, există, cum să zic, o frică
care cumva este impusă, cum să rezolvăm această frică, cel puțin noi românii? Haideți să vă spun ceva. Războaiele sunt îngăduite de Dumnezeu. Războaiele sunt îngăduite de Dumnezeu. Părerea mea este că un război nu poate să fie Știți că nu există vremurile sub. Oameni sunt oamenii sub vremuri. Eu cred că vremurile războiului nu pot fi combătute, nici oprite, nici nimic. Eu părerea mea este că dacă trebuie să fie un război, va fi și asta e și nu avem ce să facem, o să vedem ce să facem atunci. Adică stăteam și mă uitam la războaiele mondiale, nu se putea altfel. Lumea era un butoi de pulbere. Da? Bun, așa e și acum. Părerea mea este că de bubuit undeva, va trebui să bubuie. Eu sper să nu bubuie la noi sau lângă noi, să fie bubuie cât mai departe. Din perspectiva mea, ar trebui să mute așa în alte părți, nu la noi, că noi am avut deja două războaie, să mai fie și alții care n-au avut, să vadă cum e. Adică eu l-aș muta acolo. Mai la aceștia care tot au avut războaie prin alte părți, dar ei n-au avut. Să vadă cum e. Că așa e frumos când treci la televizor. Ați înțeles? Vai, ce frumos trage portavion. Lasă să vadă și ei. Adică din perspectiva asta, eu sper să nu fie la noi. Da, până la urmă asta Dumnezeu decide, nu noi. Da, și ce să facă românul cu frica asta care e alimentată? Știți ce se întâmplă? Frica vine din necunoaștere spirituală. Mi-am pus și o problemă la un moment dat, și m-am gândit așa, că mă gândeam cu copiii, cu locuința, cu banii, că au trăit oamenii și în război și în vreme de pace. Adică, știți, au trăit oamenii și în lagăre de concentrare. Cumva o să ne adaptăm. Adică, până la urmă, știți, problema cu viața asta este că este un joc virtual, dar care doare al naibii. Da? Nici măcar mie, care am pretenția că mai știu câte ceva, nu mi-e ușor la ideea că ar putea să izbucnească un război. Adică chiar nu mi-e ușor deloc. Dar la oameni simpli. Ideea este că ți-e frică dacă nu ai credință. Și vă spun și de ce. Dacă ai credință și crezi în Dumnezeu și crezi că Dumnezeu are grijă de tine, atunci treci peste toate. Și eu în viața mea am avut de trecut prin multe și la un pas de doamna cu coasa și multe. Și așa că vreau să spun că nu mă mai sper. Adică, hai să fim serioși. Suntem datori cu o moarte acum. Că vine acum, că vine printr-un război sau că vine printr-un cutremur sau că scade o cărămidă în cap, ce importanțare. Așa că eu zic că frica de război mai degrabă cu frica de moarte e conectat cu frica de moarte și cu frica să nu-ți pierzi averile. Ați înțeles? Doamne, dacă vine un război și îmi pierd casa sau mașina sau serviciu sau banii sau ce fac cu aurul din pivniță. Aia sunt atașamentele tale. Deci frică de ce să-ți fie? Frica de moarte? Păi cine hotărăște, cine moare și cine trăiește? Dumnezeu. Păi și așa Părintele Clopanu zice că a trecut prin război și a promis că dacă scapă, se face călugă. Și a scăpat. Deci, până la urmă, am trăit și vedem. Părintele Gherasim de la Gherasim, să nu mai știu cum chema, de la mănăstirea de la Bușteni, tot așa. Gherontie. A promis că dacă scapă de război, face mănăstire. Și a scăpat. Și uitase. Și a făcut-o. Bun. Deci, dacă e să scap de la Dumnezeu, scap. Așa că problema de frică este, de fapt, din necunoaștere. Până la urmă o să trecem, știți cum e, de o fiu una și de o pe alta, ce e scris și pentru noi. Vorbiți despre cunoaștere. Astăzi se merge la cursuri, la conferințe, la tot felul de chestii spirituale. Însă omul nu acumulează nimic. De ce? Pentru că nu trăiește în inimă sau practică nu pune în aplicare. Măcar puțin din ce învață. Eu cred că, nu, eu nu cred că e chiar așa. Eu nu cred că e cineva care a trecut pe la vreun curs sau pe la o inițiere să nu fi schimbat ceva în el. Numai că nu întotdeauna este sesizabil de cei din jur. Eu cred că un om care merge pe calea spirituală tot schimbă ceva în el. Eu am învățat să
să vă zic eu, să verific, să constat cât se schimbă oamenii. E adevărat că sunt și oameni care se schimbă 5% în 20 de ani. Dar fiecare are rezistența lui la schimbare într-un anumit domeniu. Și atunci, din perspectiva mea, e foarte important ca un om să meargă să asculte. Indiferent și o prostie. Și o să vă spun și de ce. Am fost întrebat la un moment dat, domnule, de ce să mă... Am fost întrebat dacă să ducă să vadă un lector. Și am zis, da, bineînțeles. Păi bine, dacă îmi bagă ceva greșit în cap. Foarte bine dacă îți bagă ceva greșit în cap. Cum adică foarte bine? Păi foarte bine. Dacă tu ai o idee greșită și perspectiva persoană, voit, nevoit, pur și simplu, am înțeles greșit, și tu înțelegi ceva greșit, o să vezi că tot universul o să aranjeze lucrurile în așa fel încât tu să înțelegi că acel lucru e prost. Că așa funcționează viața. Pe principiu, deci îți demonstrează tot ce este defect în tine. Exact ca oglinda. Ai o bubă în frunte, ți-o arată tot timpul până înțelegi. Și am zis, până și din perspectiva asta e mai bine, că decât să nu învăți nimic, mai bine vezi ceva rău. Dacă învăți ceva rău, automat o să spună, fiecare va veni, bă, dar nu e adevărat că e așa. Ăla o să vină, bă, dar nu e adevărat că e așa. O să zic, bă, e cam așa. Și tot așa. Deci chiar dacă înveți ceva greșit, la un moment dat, toți cei din jur o să spună, nu e așa. Deci răspunsurile ți le dă. Deci ți le dă viața. Da. Și atunci, decât să nu înveți nimic, mai bine câteodată poți să înveți ceva greșit. Pentru că, în perspectivă, găsind răspunsuri contra a ceea ce ai învățat tu greșit, poți să găsești mai multe răspunsuri decât dacă aflai adevărul din prima. Da. Și atunci, nu întotdeauna faptul că ai înțeles ceva greșit sau că ți-a zis cineva greșit este neapărat negativ. Nu. Eu am învățat că până și un lucru negativ care s-a întâmplat odată poate să fie motorul unor fapte, lucruri, gânduri, idei pozitive în perspectivă. Nu mai judec prin prisma binelui răului. Da, când eram mic, nu știu ce s-a întâmplat. Perfect, da, energia aia te face să fii campion mondial, nu știu ce. Am mai constatat astăzi ceva la anumite familii. Se întâmplă ceva ciclic în viața lor să fie karma de neam? Absolut. Deci există blesteme de neam, există karma de neam, există lucruri care nu s-au înțeles. Să știți că o familie, un neam, se comportă ca un organism care transmite mai departe un anumit program. Dacă nu rezolvă cineva acel program, e preluat de următorii, de urmași. Care la un anumit moment repet aceeași greșeală. Și dacă ei nu au puterea să treacă peste și să anihileze acel program, îl perpetuează. La copiii lor, la nepoții. Îl dau la copii, la nepoții. De fapt, nu îl dau la copii, la nepoții. Având programul respectiv, vin spirite care rezonează cu programul respectiv. Da. Nu că îl dau ei. Nu. Eu nu am defectele moștenite de la tata. Eu am rezonat cu defectele tatălui meu. Nu e tata de vină că eu cum sunt. Eu am rezultat cu defectele tatălui meu, bunicului meu, străbunicului. Ați înțeles? Deci nu sunt ei de vină. Eu am rezonat cu ei. Toată lumea dă vina pe părinți. Știți? Eu sunt așa din cauza genii. Aiurea! Tu ai rezonat cu gena respectivă. Toată lumea dă vina. Mai nou se dă vina. Că e un așa. Că părinții sunt de vină. Nu e adevărat. Părinții sunt manifestările noastre în oglindă. Știți că psihologia dă vina. Dom'le, el este în halul în care a fost abuzat de părinți când era mic. Fals! Părinții sunt oglinzile copilului. Faptul că el a fost un spirit nasol în alte vieți a făcut să aibă părinții pe care i-a avut și asta l-a făcut să fie așa. Nu sunt părinții de vină. Ce se naște din pisică și oareci mănâncă. Să fim serioși, adică știți, pisica e de vină că măsa a fost pisica. El nu s-a născut pisica. Am vorbit de karma. Karma țării noastre. Cum poate să fie împărțită ca să se dizolve? Sau să știți că karma țării noastre are următoarele aspecte. Are un aspect pozitiv. Și anume că există... Noi avem foarte mulți rugători și postitori. Deci foarte mulți oameni care se roagă
foarte multe mănăstiri care oameni, deci din perspectiva mea, să zic că mănăstirile ortodoxe sunt dintr-o anumită privință dezastru al cunoașterii spirituale. Dar au partea pozitivă, știți? Faptul că acolo sunt oameni care se roagă și postesc. Chiar dacă nu au niciun fel de cunoaștere spirituală, dar dacă patinează musca pe acolo, ei se roagă și postesc. Și prin asta produc aur spiritual. Da? Bun. Deci ăștia sunt cei care plătesc. Bun. Sunt oameni care au și puțină cunoaștere și mai ajută. Adică știu să folosească și îngeri, știu să folosească și energie, știu să se și roage într-un anumit moment. Adică sunt și deștepți. Din perspectiva asta, ortodoxia are un foarte mare merit. Faptul că are capacitatea să înghită foarte multe greșeli, foarte multe păcate ale lumii. Ați înțeles? Adică ortodoxia este puternică din perspectiva asta. Partea cealaltă, avem o problemă cu păcatele care se fac. Și când mă refer la păcate, nu mă refer la sex sau la... Mă refer la avorturi, în primul rând, și care sunt alea care măresc rapid karma de neam. Pentru că se mărește rapid karma de neam în urma unui avort. Ne ucidem neamul? Ca dovadă că ne scade, avem natalitate zero. Natalitate, sporul. Bun. Mi se pare că e minus, dacă nu. Și atunci problema este că pe cât se roagă mănăstirile, pe atât contracarează avorturile. Și aici este problema mare. Pentru că vrem, nu vrem, apar plățile. Și plățile rapide. Plățile rapide înseamnă inundații, plăți rapide înseamnă bani. Deci nu degeaba vine cât o iarnă de distruge tot. E o formă de plată karmică prin bani. Ați atins un punct nevralgic. Am întâlnit foarte multe femei care au avortul și au zis ce să fac, practic. Să fie copiii la lumină sau eu să fiu bine. Sunt depresive unele dintre ele. Am păi normal că se pierde viața din suflet. Se pierde din suflet, din avort. Să zic că cea mai bună formă este la noi... Deci singurul care accepta așa ceva era Părintele Galeriu. Părintele Galeriu accepta să stea liturghii pentru copiii avortați. Ceilalți preoți nu sunt de acord. Ei nu înțeleg că mamele rămân conectate prin corzi la copiii avortați. Da? Și atunci, ceea ce pot eu să răspundesc, să le sfătuiesc pe mamă este, unu, să aprindă lumânări când pot, când își aduc aminte, să se roage, pentru că lumina aia o primesc copiii avortați. Doi, să meargă la slujbe, să se dea pe ele. Deci nu trebuie neapărat să trec vreun nume de copil. E destul ca mama să fie trecută la liturghie. În momentul în care mama e trecută la liturghie, lumina care se deschide în timpul Sfintei Liturghii, când se deschid cerurile, de pe mamă se duce direct pe copiii avortați. Și atunci ei își iau lumină până când ajung la nivelul de vibrație. Ei sunt stocați în magmă. Când spunea Părintele Argatul că a văzut copiii și erau într-un noroi așa, și s-a stat la tot. Și după aia mi-a trebuit ceva timp să înțeleg. Ei, copiii aia din magmă se ridică efectiv în cerul următor. De-abia atunci e mama eliberată când copilul se ridică în cerul 1. Da, evident, se simte ca o ușurare. Se simte efectiv mai ușor, că am stat de vorbă cu el. Și atunci e bine să dea liturghii la mănăstiri pentru ea, pentru neam. E bine să dea lumânări pentru altar. Tot așa, pentru copiii avortați. Nu trebuie să spună preotul. Ei spun, am venit să las lumânări la altar. Se dau 9-10 lumânări la altar de alea groase. Și atunci lumina aia se duce la copiii avortați. E bine să dea de pomană, e bine să dea mâncare de pomană, e bine să dea să îmbrace copii, să boteze. Toate astea îi îmbracă pe copii. Ce spuneți dumneavoastră? Am întâlnit într-o carte la Părintele Pantelimon care spune tot așa, să fie trecuți pe pomelii sau mama să fie trecută pe pomelii. Mama e. Da, și să se dea îmbrăcăminte, pur și simplu. În Reiki noi trimitem lumină copiii la avortați până se ridică la cer. Înțeles. Eu am adunat așa multe întrebări cu problemele lumii. Unele au legătură cu altele, altele nu. Există astăzi o practică, hipnoza regresivă. Am văzut multe clipuri pe internet. Ce părere aveți despre hipnoza regresivă? Depinde cine o face. De ce? În primul rând, eu nu sunt de acord cu hipnoza în teta. Eu nu sunt de acord cu cea în alfa. Doi,
Nu sunt de acord. Adică poți să te duci în viețile trecute, corect, dar sunt de acord atâta timp cât asta este făcută prin intermediul îngerului păzitor. Problema ce e pe net și ce ați văzut dumneavoastră este că nu se face prin intermediul îngerului păzitor și când nu se face ceva, nu se face așa, intervine rău. Adică, eu nu sunt de la care zică hipnoza de la diavol. Nu. Dar există niște limite, dincolo de care, dacă treci, atunci permiți interferențe ale unor entități negative, spunem că e chiar dracu, da? Dar se produc interferențe. Și atunci, mesajul nu mai e ok. Mesajul este ok atâta timp cât omul pe care îl bagă în regresie conlucrează cu îngerului păzitor. Foarte greu. Nu e foarte ușor, e foarte ușor. Să știți că în alfa asta se întâmplă. Conștiința este gata cu sine și se duce exact acolo. Plus că nu intri tu unde n-ai voie. Pentru că problema cu regresia este că, și am întâlnit treaba asta și este dezastru, învață tehnici de regresie în vieți trecute, dom'le, dar nu știu să gestioneze energia. Păi perfect, deschizi poarta către ușă. Azi deschizi poarta către ușă cu nenorociri, mâine deschizi poarta către ușă cu nenorociri. Și revin peste om. Și revin peste om. Și după aia iale și dule. Hello! Păi tu ești acolo ca să-l ajuți să treacă. Tu ca terapeut, care faci hipnoza, ești cel care îl ajuți pe ăsta să treacă puntea. Dacă tu nu știi cum să gestionezi energia și faci, am mai auzit-o și pe asta, că făceau câte 3 ore de regresie. Păi, ce se întâmplă cu energia pe care o scoți în 3 ore de regresie? Unde o duci? Cum o sublimezi? Cum o sublimezi? Pentru că tu trebuie să iei energia aia, să o transformi în lumină. Pentru că sensul regresiei nu este să afli tu ce ai fost în altă viață. Sensul regresiei este să eliberezi subconștientul de energia negativă creată în viața respectivă și care îți distruge viața. Ori toată lumea, hai să facem regresie să aflăm ce aflăm, și dar nimeni nu te mai, băi, și ce faci? Când ai deschis tu ușa și ai fost războinic și ai omorât, ce faci cu energie? Greu, foarte greu. Păi și atunci eu ce le spun? Băi, eu nu-ți fac regresie hipnotică. Dacă vrei să faci regresie hipnotică, du-te, mai plimbă-te, mai dă niște liturghii, mai ține zi de post, mai roagă-te, mai... Și când ajungi tu cu EBF-ul ăla, adică raportul bine-rău, energia pe care ai creat-o tu în alte vieți la 81, mai discutăm, dar altfel te dă rău. Pentru că orice regresie hipnotică este o formă de actualizare karmică. Adică dacă am deschis ușa într-o zi în care eu sunt sfânt și puznic, e perfect, aduc toată lumina aia aici. Dacă deschid ușa în care am fost corsar și n-am luat decât căpățâni și am mânecat oameni, e clar că aduc energie aici. Foarte greu. Am văzut în țara noastră vin foarte mulți vindecători, oameni spirituali, sisteme. De ce oare? Sunt români așa avis sau este un pământ fertil? România, am mai spus, este un fel de leagăn al civilizației. Știți, după Atlantida, când s-au salvat cei care puteau să salva, o parte s-au dus în Tibet, dar o parte a venit în Carpați. Și atunci, la ora actuală, vorbeam că în România sunt mare parte din fiii de Dumnezeu, din copiii lui Israel de care vorbește Mântuitorul. Și atunci, automat, ăștia cresc. Crescând, ei au nevoie de cunoaștere, au nevoie de îndrumare. Și nevoia asta de îndrumare, și eu mă duc. Mă duc în locurile unde mă trag oamenii. Când se adună mai mult și zic, uite, avem nevoie să învățăm de la, în momentul respectiv, nici nu pot să zic nu. Zice, vină la Craiova și vin. Și se strâng. Se strâng, da. Părintele Argatu, la un moment dat, stăteam de vorbă, că nu înțelegeam cum funcționează treaba asta și la un moment dat vine de la... a plecat la Ierusalim. Și a zis că duce să stă o săptămână și după 3 zile s-a întors. Și părinte, dar de ce m-ați întors? Că... a zis că stați o săptămână, de ce l-ați întors după 3 zile? Dar și a putut. Nu crezi că mă trag oamenii înapoi? Gândul omului te trage. Deci în momentul în care cineva se gândește, aș vrea să stau de vorbă cu, aș vrea să stau de vorbă cu, aș vrea să... și se unesc mai mult, în momentul ăla, zuf,
te tragi în paralel. Principiul corzilor. Da. Ați vorbit de părintele Argato. Acum, cum lucrează părintele Argato? Să știți că, părintele Argato lucrează foarte frumos. În primul rând, lucrează prin băieții lui. În al doilea rând, și-a lăsat harul pe pământ. Adică, ce înseamnă să-ți lași harul? Părintele era un înțelept. Și l-a știut că nu o să putrezească, știți? Și în momentul în care corpul unui om nu putrezește, el rămâne poartă între corp și spirit și supraeul ăla. Ei, acolo unde rămân moaștrele unui sfânt, se creează un portal de unde coboară lumină. Plus că dacă sfântul vrea, poate să lase harul lui. Adică, orice, cum e Sfânta Paraschiva, cum e Sfânta Teodora, cum e... sunt mai mulți. Cum e Părintele Arsenie Boca. În momentul în care pleci, tot harul pe care l-a adunat, har însemnând darurile divine, care sunt îngeri în realitate. Ai un înger al ăla, un înger din ăla, un înger vindecător, un înger al praviziunii. Ei, dar tu poți să zici, vreau să las asta pentru oameni. Și în momentul respectiv, harul ăla care rămâne pe pământ devine lucrător pentru oameni. Cum e Sfântul Mina. La Sfântul Mina, Sfântul Mina și-a lăsat harul lui. Acolo e îngerul Sfântului Mina. Ei, și așa lucrează și Părintele Argato. Lucrează și personal, ca spirit. Lucrează și prin harul de la moaște. Și bineînțeles că lucrează și prin fiul, fiului. Și prin urmași, prin neam. Prin urmași, prin preoți. Da. Că sunt preoți, nu sunt numai urmași. V-aș întreba, de ce atât de multe entități se îngrămădesc pe săracul suflet de om să-l posede? Nu e vorba, știți? Toată lumea, eu nu înțeleg frica asta, adică nu mai înțeleg frica asta de rău. Nu ar trebui să ne fie frică de rău. În vorba lui Părintele Grup, ar trebui să ne mulțumim că ce ne-am face dacă n-ar fi, cum ne-am mai mântui. Rău este, imaginați-vă, e ca și cum ar zice, dom'le, cât de rău e țânțarul ăsta. Țânțarul, așa este făcut el, să mănânce sânge din oameni și din animale. Ăla-i firescul lui. Ăla-i firescul lui. Dacă tu te superi că ești țânțar, adică pe țânțar, problema ta, ăla așa e făcut. Și atunci soluția nu este să omor țânțarii, ci să devin eu imun la țânțar, că țânțarul o să fie tot timpul. Și atunci așa e și cu rău. Dacă rău n-ar exista, mi-aș da seama unde sunt defect, că el intră doar prin imperfecțiunile mele. Și atunci soluția, la fel ca la și la virus, nu este să mă bat cu rău și să citesc mâliftele în fiecare zi. Soluția este să văd care sunt defectele mele, să le îndrept și în momentul ăla nu mai rezonez cu rău. Deci eu nu pot să rezonez cu rău decât atât, adică în mine mai există un program negativ. Dacă eu nu mai am program, să-mi credeți că e ușor, e greu. Și vă spun că cu cât crești, cu atât cresc pretențiile, cu atât cresc alea. Adică dacă eu fac o prostie, uite ce prostie a făcut Argeceanu, dacă eram unul de pe stradă, nu se întâmpla nimic. Ați înțeles? Dar cu cât crești, cu atât cresc. Și crește și așteptarea de la tine. Dar soluția, și o să vă spun să perspectivă, este ca eu să nu mai rezonez cu răul din jurul meu. Adică cum zicea Buddha, de exemplu. Buddha, când vorbea despre iluminare, spunea să ajungi la acel nivel la care săgețile dușmanilor tăi se transformă în predare de trandafir. Deci, el a ajuns la concluzia că la un moment dat, când devii sferă de lumină, nu mai te poate ataca nimeni, pentru că tu ești sferă. Nimeni nu poate să atace o sferă de lumină. Ne spatem pentru diverse lucruri. Ce luăm cu noi când trecem din... Nimic. Nu luăm nimic. Nici faptele, nici... Deci, singurul care îl luăm sunt faptele, cuvintele, gândurile noastre și ceea ce am învățat. Așa spunea... cum îl cheamă? Un terapeut bun pe care l-a avut România. Valeriu Popa. Da, așa zicea Valeriu, că nu luăm decât faptele și cunoașterea noastră. Și atunci e foarte important să învățăm. Eu cred că lumea e o școală spirituală și că tot...
este supus acestei școli spirituale. Adică eu cred că școala spirituală și căsnicia, școala spirituală și relația cu oamenii, cu prietenii, cu părinții, cu subalternii, cu, până și relația cu poliția este tot o școală spirituală și relația, vorbesc serios, cu medicina, relația cu toată lumea, cu vecinii. Păi degeaba ești considerat un minunat, dar că te ceri cu vecinii. Și relația cu toți ceilalți. Și atunci, ceea ce pot eu să fac este doar să mă îmbunătățesc relațiile respective. Relațiile cu copiii tăi, cu soțul, cu soția, cu mama, cu fiica. Deci fiecare se schimbe pe sine, practic. Fiecare se schimbe pe sine. Deci, din perspectiva mea, viața presupune o sumă de roluri pe care le avem de interpretat. Adică cum ești tu ca tată, cum ești tu ca soț, cum ești tu ca maestru, cum ești tu ca în profesia ta. Adică fiecare are lecțiile lui de luat. Și în această schimbare de la lumea nevăzută, sfinți, îngeri, maestri, cum să accesăm? Ce să primim? Să știți că ei ne ajută. Ne ajută în măsura în care noi le dăm drum. Simplu fapt de a prinde lumânări și a te ruga unui sfânt îi deschide poarta sfântului către tine și te poate ajuta. Noi încă nu am înțeles că gândul ne conectează. Am aprins lumânări, am citit o rugăciune. Că e acatistul Arhanghelului Mihail și Gabriel, că e acatistul Sfântului Nicolae, că e al Mântuitorului, că e al Magii. În momentul respectiv am deschis poarta, am curățat, vine. Ați înțeles? Atât de simplu e. Numai că noi nu suntem obișnuiți, nu ni se pare că lucrurile trebuie să fie. Adică, știți, la un moment dat aveam un duhovnic pe Părintele Joseph Tei și l-am întrebat, Părinte, cum să mă rog că am probleme? Păi zice, rogă-te și tu, Maici. Și o să vezi că te ajută. Păi și zic, cum să mă rog, Maici? Și zice, Maico, ajută-mă. Adică simți. Știți, da, noi avem impresia că noi trăim în scheme. Avem impresia că trebuie să avem un ritual ca să fie, să se întâmple. Noi nu înțelegem că lumea de dincolo este exact ca și lumea asta. Și e cu mult mai simplu, pentru că lumea de dincolo, în momentul în care te-ai gândit, te-ai și conectat. Dar aici nu e destul să te gândești, mai trebuie să te duci și vorba aia sau să dai un telefon. Dar în momentul în care ești în lumea cealaltă, în momentul în care m-am gândit, m-am și conectat la spiritul respectiv. Atât de simplu este. M-am gândit la Dumnezeu, mă conectez la Dumnezeu. M-am gândit la Sfinț, mă conectez la Sfinț. M-am gândit la Îngerul Păstor, m-am conectat la Îngerul Păstor. Problema este că nu avem exercițiu meditației și atunci gândul nostru zboară. Adică te gândești la Dumnezeu, iar a zburat, iar te mai gândești un pic, iar a zburat. Nu avem exercițiul ăsta. Plus că ne chinești pe noi lumea ailaltă. Aveți ucenici. Cum le descoperiți potențialul din ei? Deci o secundă. Eu nu știu dacă am ucenici și mi se pare că ucenici sună prea mult și prea pompos. Ar însemna că am prea mult, pentru că așa am mulți pe care am inițiat. Nu. Eu sunt altfel. Eu nu m-am considerat nici un lider spiritual, nu, nici un... Eu m-am considerat pe mine un reporter. Pe mine m-a interesat să aflu, să înțeleg lumea spirituală. M-am dus în mănăstire să studiez. M-am dus la diverse sisteme să studiez. Nu m-am gândit niciodată că la un moment dat o să fiu îmbrăcat în alb și o să am barbă lungă și părul împletit în cozi. Așa că eu nu am ucenici. Eu am oameni care le spun ce știu sau ce cred sau ce par. Pentru că sunt departe de a mă considera un maestru sau un duhovnic, pentru că nu am nici curățenia, nici eu știu... Mi-a zis odată un tip pe Facebook, zice, tu nu ești un maestru spiritual. Zic, da, de ce nu sunt un maestru spiritual? Păi zice, nu semeni cum îl descrie Ivankov în ce este un maestru spiritual. Dom'le, n-am niciodată pretenția că sunt un maestru spiritual. Eu spun ce cred, dacă aveți contraargumente. Eu ascult. Da, deocamdată n-am întâlnit pe nimeni să vină cu contraargumente, că nu poți să-mi aduci contraargumente ce a zis nu știu cine acum 2000 de ani într-o carte care a fost scrisă la 80 de ani. Deci nu pot. Adică Și într-un anumit timp, pentru anumiți oameni. Deci nu putem să mergem de asta, așa. Și eu nu am pretenția că sunt un maestru, nu am pretenția că sunt vreun înțelept. Eu spun rezultatul și întotdeauna și la ei mei, cei pe care îi învăț, le spun,
vedeți că eu îmi rezerv dreptul să schimb tot ceea ce am spus până acum 180 de grade. Dacă într-o zi aș descoperi că ceea ce am crezut eu până acum e fals, spune, e fals. Eu n-am o problemă. I-am înțeles, eu le-am făcut treaba asta la un curs, m-am dus și am zis, doamne, trebuie să ștergem tot. Acum am descoperit astăzi că tot ce am crezut este absolut erronat. Unii au făcut niște ochi mari de parcă le-a tras cineva preșul de sub picioare. Unii au început să râdă. Și i-am lăsat așa și am zis, bă, nu e așa, dar zic, ce v-ați face dacă într-o zi aș face asta? Păi, unde e credința voastră? Unde este experiența voastră? Convingerea. Păi, în primul rând, voi trebuie să fiți convinși voi de ce credeți, nu ceea că am zis eu. A zis Argeșan. Mă, nu e adevărat, n-am zis eu, adevărul e adevărat. Dogmă. De dogmă. Deci nu că vor alte dogme, știți? De la a zis nu știu cine, la a zis altcineva. Eu nu sunt de acord cu domnule. Adevărul nu ține nici de mine, nici de adevărul e adevăr. Punct. O ultimă problemă în emisiunea noastră. Avem copii astăzi bolnavi psihic și unii supradotați. Cum să lucrăm cu ei? E deficitară treaba aici. Copiii bolnavi psihic, în primul rând trebuie văzut de ce sunt bolnavi psihic. Pentru că sunt copii care sunt autiști, adevărat, posesii. Deci sunt copii cărora li s-a luat inteligența emoțională. Adică nu mai au, punct, în gând, da? Sunt copii care sunt blocați de karmele de neam ale părinților, pseudo-autiști. Sunt copii hiperkinetici, dar nu sunt hiperkinetici. Kinetici că sunt bolnavi, sunt hiperkinetici pentru că, deși au valori bune, energia și nemulțumirile și stresul de pe părinți cad pe ei și îl manifestă sub formă de fugă. Ia un câine, dă-i de mâncare când ești nervos, să vezi cum îți aleargă, se întoarce toată casa pe dos. E de vină câinele, ești de vină tu ca stăpân. Câinele sărac nu are nicio vină, te duci, îl plimbi, trece. Așa și copiii hiperkinetici. Dă-le de lucru și o să le treacă. Dacă înainte copiii alergau toată ziua pe uliță, erau hiperkinetici? Nu. Ei vor... Păi a fost mult mai simplu. Chestia cu hiperkinetic e bine și pentru profesori. Ia-l de aici, din la mine, din clasă, că e hiperkinetic. Da? E a fost bine și pentru firmele de farmacie. E hiperkinetic, dă-i bomboane. Și tot așa. Dar în realitate copilul e un copil sănătos care ar putea ajunge campion la atletism. Deci sau la orice. Antrenat, canalizat exact. Pe ceva. Trebuie canalizată energia aia către ceva. Către sport, către o activitate fizică, către ceva care să-i placă lui. Înseamnă că sunt bolnavi. Deci să știți că sunt foarte multe cazuri de supradiagnosticări produse de medici și pentru că medici, și nu mi-e rușine și nu mi-e frică să spun asta, au cotă parte de medicație, au procentaje și atunci dau medicamente cu nemilivita pentru simplu motiv că și au procente. Nu mai vorbesc că știu și cum să făceau experiențe în spital, pe pacienți și cum suntem un fel de luna a treia, lumea a treia, unde se experimentează tot felul de medicamente. Și una, două, hai să vedem cum merge asta. Ați înțeles? Și așa e. Deci nu toți. Sunt treziri spirituale, sunt problemele de karmă, sunt o grămadă, așa zis, aschizoare, o găsești în cărți. Dar poate să aibă N cauze. În cauze spirituale, că e trezire spirituală, că e posesie, că e un blestem care se manifestă, că e magie. Și toate sunt tratate la fel. Deci nu putem să vorbim despre boli psihice mult mai mult. Sunt multe supradiagnostică. Da. Și cei dotați spiritual, cei supradotați, care pun profesorii la muncă? Păi nici ăștia nu sunt foarte comozi, pentru că sunt copii care vin acum din ceruri mari. Ăștia care vin din ceruri mari sunt trimiși pe pământ tocmai ca să schimbe diverse. Evident că sunt foarte încăpățânați, evident că sunt foarte greu de gestionat. Și atunci problema nu e că vin copiii ăștia, problema este că nu avem personalul care să-i gestioneze, că nu prea pot ei să-mi spună mie, de exemplu, că îi spun, bă, știi ce, mie, știi ce, nu mă interesează de unde vii tu. Aici pe pământ, deocamdată trebuie să te lovești de unul ca mine și dacă nu, vezi, îți arăt că oricum ești, sunt mai bun decât de unde vii tu. Și se liniștește. Dar e problema că nu avem profesorii, nu avem educatori, nu avem învățători, nu avem profesori care să recunoască un copil care este altfel decât ceilalți și că vine dintr-un loc și trebuie să-l ia altfel. Adică în ziua de astăzi copiii se nasc direct, deci ca mecanism psihic, cu totul altfel decât am fost noi. Adică ei se nasc direct, treci din punct de vedere spiritual, ei nu mai trec prin trezire, ei sunt direct treci de la naștere. Și atunci, faptul că ei sunt direct treci de la naștere,
le conferă alt mecanism psihic decât noi. Deci ei trebuie prima oară educați ca și animăluțele de companie și de-abia după aia când se formească mecanismul gândirii, sunt ca și oamenii. Spre deosebire ca noi care am fost educați prin intermediul Îngerului Păzitorii, întreagă poveste, prin intermediul conștiinței și care, mă rog, aveam acea doză de, acea sclipire de conștiință, e cu totul altceva. Asta, apropo de vaccinul, nu înseamnă că vaccinurile produc, să știți, că autism. Am studiat fenomenul și am luat concluzia că mulți dintre copiii care au devenit, vezi, Doamne, ca autiști după vaccinare, problema este că ei aveau acea problemă dinainte. În schimb, în momentul vaccinării s-a produs ceea ce se cheamă eliberarea de conștiință și au ajuns la nivel de sine. Și la nivel de sine nu sunt ei foarte ok, apropo de, din punctul de vedere al karmei. Deci nu e vaccinul de vină. Că sunt milioane de copii care au trecut prin același vaccin și nu au avut nimic. Înțelegeți? Deci nu e. Nu produce vaccinul autismul din perspectiva mea. Pur și simplu copiii aia erau așa de când s-au născut. Evident că ceea ce s-a întâmplat ăsta a fost un factor declanșator. Deci, de ce vă spun? Ca și în cazul unui copil, când se nasc copiii, există șanse să existe cele două sisteme de psihici. Unii pot să aibă conștiința și ăstea se dezvoltă normal și par normali, da? Dar în momentul vaccinării, Îngerul Păzitor nu stă în copil. Pleacă, fuge. Că el nu stă să îl înțepe nimeni. Și atunci rămâne copilul la nivel de sine. Și dacă Îngerul nu se mai întoarce în corpul respectiv, rămâne el la nivel de sine. Și poate să fie autist dacă are plățile karmice respective. Și dacă se întrunesc cauzele, practic. Da. De fapt, dar el era de la început cu probleme, apropo de plăți karmice. Un ultim cuvânt, un îndemn pentru cei care ne privesc, pentru Craioveni, pentru cei care îi formați și pentru pacienții dumneavoastră. Ce mă interesează pe mine? Eu nu am crezut niciodată pe nimeni. Deci dacă ar veni Dumnezeu pe mâini și mi-a spus, zice, hai, știi ce, hai să ne demonstrezi. Zic, mi-ai dat o minte, mi-ai dat un creier, îmi pare rău, tu m-ai făcut, cumva... Trebuie să-l folosesc. Deci e clar că dacă mi l-ai dat, trebuie să înțeleg, deci nu aș crede nici pe Doamne, Doamne, dacă ar veni pe pământ. Și atunci, eu nu zic, Doamne, pe mine mă trebuie să mă credeți. Eu cred că menirea mea în lumea asta nu este să explic sau să îi fac pe oameni să înțeleagă lucrurile, ci să le deschid poarta să înțeleagă ei înșiși. Și am descoperit un lucru, și anume că e mult mai important ceea ce înțeleg ei decât ceea ce le explic eu. Și atunci, eu spun doar atât. Nu luați de bună ce spun. Nu luați de bună ce spune nimeni. Îndoiți-vă de toate. Că de aici începe adevărata credință. Adevărata credință vine din îndoială. Pentru că numai când te îndoiești și găsești argumente pentru un lucru și găsești argumente și găsești argumente și găsești argumente, nu mai ești vulnerabil în fața îndoielii. Atâta timp cât mai există un dram de îndoială, e bine că evoluezi. Oamenii care cred sunt cei mai bătuți în cap. Deci trebuie verificat. Deci oamenii care cred sunt îngrozitori. Deci dacă mă întrebați pe mine, eu fug de oamenii care cred. De ce? Pentru că ei cred cum cred ei. Ați înțeles? Pe când mie îmi plac numai oamenii care caută. Oamenii care caută sunt oamenii care în realitate evoluează spiritual. Relați care cred rămân plafumați, zice, pentru că așa cred ei că e bine și la revedere, așa li s-a spus, așa rămâne. Pe când cu adevărat evoluează doar cei care verifică în fiecare clipă și în fiecare moment tot ce le vine. Eu nu zic că există verificări și din punct de vedere spiritual, adică dacă aflu o idee și nu am cum să o verific, n-am cum, păi atunci mă duc la Moaște de Sfânt, mă duc la Arsenie Boca, domnule, și stau acolo până când capăt un răspuns, sau mă duc la Mormântul Sfânt, domnule, și stau acolo până când găsesc răspunsul corect. Ați înțeles? Deci pot să verific ceea ce cred și ceea ce știu, inclusiv prin ortodoxie. Ați înțeles? Dar nu iau totul ca pelicanul. Adică, știți, ca adevărul, tata avea o vorbă, știți, cu legendele. Fiecare are legenda lui. De când s-a întâmplat și până acum, s-au pus foarte multe straturi. Așa că, ca să ajungi cumva la miez, ca să ajungi cumva la esența lucrurilor, trebuie să ai curaj să dai foierele la o parte. Și atunci când am îndoieli, mă duc la Arsenie Boga, că nu poți să duci în fiecare zi la Mormântul Sfânt. Dar la Arsenie Boga, la sfinții din localitățile unde stați, pui fruntea acolo și tu mi-ai și îți faci ordine în cap.
Pentru că e una dintre cele mai simple forme să-ți faci ordine în minte. Că în fața Sfinților și a lui Dumnezeu, adevărul rămâne. Ce e rău, pleacă. Vă mulțumesc pentru tot. Cu drag.